Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla mai multe despre un proiect de nota 10. Haideți să vedem despre ce este vorba! Elevi și profesori din Ungaria, Turcia și Polonia au venit în cursul săptămânii trecute în vizită la Deva. Întâlnirea a avut loc în cadrul unui proiect Erasmus+. Proiectul este coordonat de către profesori din Ungaria, iar partenerii români au fost elevi și profesori de la Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Cum a luat naștere acest proiect ne povestește profesorul Monica Hompot. Am încercat de multă vreme să găsesc un parteneriat strategic pentru un proiect internațional și căutând pe internet, am scris mai multor școli din Ungaria, în primul rând pentru că cunosc limba maghiară foarte bine. Această școală mi-a răspuns și a început o colaborare cu doamna coordonator, care mi-a propus să scriem împreună un proiect. Așa a început proiectul nostru. Asta se întâmpla când? Asta se întâmpla în anul 2014, primăvara. Totul a început cu discuții pe internet, iar profesorii parteneri din România și Ungaria au făcut planul pentru acest proiect. Așa a luat naștere și denumirea proiectului Ecobrücke, care înseamnă punte ecologică. Am colaborat, în primul rând, pe internet, împărtășindu-ne ideile și scriind un proiect despre activități care s-ar putea preta atât la sistemul educațional al nostru, cât și cel al partenerilor noștri din Ungaria. Pentru că o temă foarte importantă și, credem noi, utilă pentru a fi cunoscută de elevi este protecția mediului înconjurător. A luat naștere titlul proiectului Ecobrücke, care înseamnă punte ecologică, un pod ecologic, la care apoi s-a adăugat și o cunoaștere a activităților pe tematica spațiului cosmic. Pentru că noi le-am împărtășit partenerilor noștri că sărbătorim în fiecare an Săptămâna Spațiului Cosmic, care are loc chiar acum în săptămâna 40 octombrie. Ei nu sărbătoresc? N-au această... Este o sărbătoare internațională, dar nu a fost cunoscută de ei până acum. Întâlnirea de la Deva este a treia din cadrul acestui proiect. Au avut loc două mobilități în care noi am participat. Prima mobilitate s-a desfășurat în Turcia, în localitatea Mersin, iar a doua în Polonia, în localitatea Kutno. Aceste întâlniri au fost și un bun prilej pentru un schimb de experiență între elevii și profesorii din cele patru școli partenere. Iar cele două vizite realizate până acum au permis elevilor și profesorilor din România
să facă o comparație între sistemul de învățământ din alte țări și cel de la noi. În Turcia am văzut cu totul alt sistem educațional, adică mi s-a părut că este mult mai multă libertate în școală, deci activitățile pe care le desfășoară elevii acolo sunt mult mai ușoare decât cele pe care noi le impunem la noi la școală. În Polonia, în schimb, este mai multă strictețe, acolo se merge pe mai multă corectitudine și activități foarte exact realizate, școli foarte dotate și o disciplină foarte riguroasă în tot ceea ce fac ei. Care sunt reacțiile elevilor și ale profesorilor după fiecare vizită de genul acesta, după fiecare schimb de experiență? Cred că este o plus valoare pentru fiecare dintre noi. Elevii sunt încântați, bineînțeles, pentru că au oportunitatea să participe ca elevi în aceste mobilități și astfel ajung să facă cunoștință cu elevi de aceeași seamă cu ei, să se împrietenească și apoi să țină legătura. Iar în ceea ce privește profesorii și pentru noi, sunt foarte multe de învățat de la fiecare cultură în parte. David este elev în clasa 5-a și face parte din echipa de proiect care a participat la vizita din Turcia. La începutul anului, în luna februarie, la începutul lunii, mi s-a clarificat situația și mi s-a spus că sunt selectat pentru a participa la mobilitatea în Turcia. Am fost atât de impresionat. Știai ce înseamnă proiectul acesta? Da. Ce știai tu despre proiect? Știam că este un proiect internațional, că 4 școli participă în acest proiect și că este un proiect pentru a ne desprinde puțin de școală și a învăța în alt stil. Așadar, ai plecat în Turcia. Da. Cum a fost în Turcia? A fost o excursie foarte frumoasă. Acolo am vizitat foarte multe obiective, unele de care chiar nu auzisem, dar au fost foarte frumoase. Care este diferența? Ai vizitat și școli acolo? Da, cum să nu. Și care este diferența între sistemul lor de învățământ și sistemul nostru? Cum e școala la ei, cum e la noi? Stilul de învățământ este mult mai strict ca la noi. Noi suntem mai libertiși, să zic. Avem mai multă libertate. Iar față de clasele lor, ale noastre sunt mai luminoase, mai spațioase. La ei sunt doar 2 geamuri, la noi sunt 3. Sunt clasele puțin mai mici. Te-ai împrietenit și cu elevi de acolo? Ții legătura cu ei? Doar cu 2, care erau copiii gazdei mele. Și ai ținut legătura cu ei? Am ținut legătura, da, prin intermediul rețelelor de socializare. Voi ați fost cazați la familie acolo? Da. Și cum a fost familia la care ai fost cazată? O familie foarte primitoare. Cu 2 copii? 2 copii, da. O familie simplă, dar foarte generoasă. Acum tu ai vreun coleg partener în vizită la tine? Da. Am 2 colegi de etnie maghiară. Ce așteptări ai tu de la acest proiect? E un proiect foarte frumos, la care mă bucur că particip și sunt foarte fericit
că și țara mea este participantă în acest proiect. De ce crezi că sunt bune astfel de proiecte pentru elevi? Pentru relaxare. Pentru că nu mai stai în sala de clasă, în bancă, fiind atent la profesor, fiind atent la niște obiective turistice despre care ți se povestește și înțelegi pe parcurs. Nu cu creta și tabla și caietul. Deci nu doar vă relaxați, și învățați câte ceva. Normal. În cursul săptămânii trecute, elevii și profesorii din Turcia, Polonia și Ungaria au vizitat Deva și au desfășurat tot felul de activități. Am început activitățile proiectului la noi la școală, apoi am vizitat primăria, după care a avut loc spectacolul de deschidere al proiectului la Teatrul de Artă din Deva. A urmat vizitarea orașului, printre care și vizitarea ruinelor cetății, apoi am ajuns la un punct foarte interesant pentru ei, și anume vizitarea sălii de gimnastică a lotului olimpic al gimnastelor care se pregătesc la Deva pentru concursuri. Vizitarea cetății și a Colegiului Național Sportiv Cetate au fost punctul forte al primei zile petrecute la Deva. Cum a fost ziua de astăzi pentru tine? A fost o zi minunată, pe care nu voi uita clar niciodată, dar totuși pe primul loc rămâne vizitarea Colegiului Național Sportiv Cetate Deva. Asta ți-a plăcut cel mai da. Mult. Cum sunt colegii pe care ai cunoscut din școlile partenere? Până acum n-am cunoscut foarte multă lume, în jur de 15 persoane, dar mi se par niște persoane minunate și cred că o să ne înțelegem bine în continuare. Impresionat de activitățile primei zile petrecute la Deva a fost și Norbert, elev în clasa 7-a la școala parteneră din Ungaria. Pentru prima dată în România? Este România, da. Și cum e? Cum ți se pare? E anotinic. Nu știu. Este frumos. Ce ți se pare așa de frumos? Mi-te țic nechelit. O var, o hază, minte. Cetatea, casele și totul. Cum a fost la școală? Cum e la voi la școală în Ungaria și cum e aici la școală în România? Cum ți se pare? Mie n-a arătut că zi școlava, nici mie n-a zi școlava. Păi, tu-i nic neker. Furcă, it... Máš mi nějaké rostlý termek, máš opadok. Este ciudat, altfel arată sălile de clasă și altfel arată băncile. Ce așteptări ai tu de la această vizită, de la acest proiect? Mik a te elvárásaid ezzel a projekttel kapcsolatban? Mit szeretnél, hogy történjen ezen a héten? Hát... Vársz valamit? Tudod a programot? Hát programok. Hogy jók legyenek meg változatosak. Programele să fie diversificate, să fie bune, bine realizate. Activitățile se referă la activități. Astăzi ce ți-a plăcut cel mai mult? Momita, să-ți nechede la Diupon. Var. Ruinele cetății. Vizita de la Deva, prima activitate programată în cadrul întâlnirii din România, a fost una de neuitat pentru oaspeții străini. Cum a fost ziua de astăzi? Ce v-a plăcut cel mai mult și ce nu v-a plăcut? Mi-a avut o mâină, mi te țăr colegiul, bă, și mi-a avut. Nagyon jól éreztük magunkat a mai napon. Eleve úgy jöttünk, hogy mi nagyon szeretnénk magunkat jól érezni a projekt találkozó idején. Mi tetszett a legjobban? Én személy szerint mindig mindent szeretek, ahova elmegyek, mert sok újat és érdekeset látok.
de nagyon érdekes volt a számunkra az olimpiai csapat felkészülése, tonna csapat felkészülése, meg hát természetesen nagy élmény volt a Dévai Várból körbe tekinteni a környékre. Olyan meg nem volt, ami nem tetszett. Deci dânsii au venit cu scopul de a simți foarte bine la noi. Tot ce au văzut astăzi le-a plăcut foarte mult, în special vizita la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, unde au urmărit un antrenament al gimnastelor din lotul național, apoi vizita cetății, ruinelor cetății, de unde s-a creat în fața dumnealor o panoramă a orașului Deva și nu există nimic care să nu le fi plăcut, le-a plăcut totul foarte mult. În următoarele zile, elevii și profesorii din cele 4 școli partenere au vizitat retezatul. Aici au desfășurat diferite activități legate de obiectivul principal al proiectului, adică protecția mediului înconjurător. O altă zi a fost dedicată unei excursii la Cluj-Napoca. Aici a fost programată o vizită la observatorul astronomic și una la grădina botanică. În ultima zi, din cadrul acestei întâlniri, a avut loc o activitate care s-a desfășurat la sediul Colegiului Dragomir Hurmuzescu din Deva. În cadrul acestei activități, elevii și-au pus în practică cunoștințele acumulate pe parcursul întregii săptămâni. Ce așteptări aveți de la acest proiect? A projektünk az projektnek a legfontosabb célkitűzése az, hogy egymás jó gyakorlatait megismerjük. Minden partneriskolának van egy olyan iskolai programja, amiről úgy ítélték meg, úgy ítéltük meg, hogy érdemes arra, hogy másokkal megismertessük. Mi most elsősorban, amikor ellátogatunk egy-egy partnerországba, akkor ezeket a jó gyakorlatokat, ezeket a programokat nézzük meg, tapasztalatokat gyűjtünk, amit utána beépítünk majd a saját pedagógiai gyakorlatunkba is. Obiectivul principal al acestui proiect Ecobrunche este de dobândirea exemplelor de bună practică în anumite activități pe care am încercat să le propunem pentru fiecare școală participantă la acest proiect și atunci când mergem în vizită în aceste mobilități, aceste activități le urmărim, apoi încercând să le aplicăm și la noi la școală. Proiectul Eco Bruche se apropie acum de final. Ce urmează? Care e următoarea etapă a proiectului? Proiectul acum se va încheia anul viitor, în primăvară. Curând am aflat că vom merge în Ungaria. Școala coordonatoare realizează activitatea de încheiere în perioada 2-6 mai 2016. De ce sunt utile astfel de proiecte ca și acesta? Pentru că sunt altfel decât șablonul pe care îl cunoaștem de la școală, pentru că elevilor le plac activitățile extrașcolare, le place tot ceea ce este altfel decât să stai în bancă și să asculți o lecție. Lecțiile desfășurate în natură chiar, cred că le rămân mai bine tipărite în memorie și au de învățat mult mai mult din aceste activități, poate le țin minte toată viața.
Ecobruche, un proiect care a unit timp de 2 ani 4 țări, Ungaria, Turcia, Polonia și România. Un proiect pentru elevi și profesori, un proiect pentru mediu și pentru școală, un proiect de nota 10.